Pentru că în ultimele zile am observat interpretări eronate ale reglementărilor privind restricțiile circulației celor care lucrează în agricultură, vreau să fac câteva precizări. Încă din ordonanța numărul 3 am stipulat foarte clar că producătorii agricoli care se deplasează la muncă în ferme și în câmp pot să facă acest lucru. De asemenea, este permisă deplasarea producătorilor agricoli care își comercializează produsele agricole. În ordonanța numărul 8, ultima ordonanță, am stipulat la fel de clar că piețele agroalimentare trebuie să rămână deschise, fiind singurul loc în care micii producători, producătorii locali, pot să-și vândă produsele. În aceste piețe au acces persoanele fizice care dețin atestat de producător și carnet de comercializare. De asemenea, au acces atât persoanele fizice autorizate, cât și persoanele juridice care au activități agricole, activități în industria alimentară, precum și comerț cu alimente. În această ordonanță am cuprins și acvacultura, adică muncitorii care lucrează în pescuitul comercial se pot deplasa la locul de muncă. Nu este permis pescuitul sportiv, pentru că oricum în această perioadă este prohibiție. De asemenea, sunt facilități privind deplasarea și pentru apicultori, care se pot deplasa în stupine în afara localităților.